Astăzi, orice ar fi, îi spun. O să aștept puțin și în momentul potrivit îi spun. O să dureze. Și aș vrea să fiu singură cu el. Nu mai face probleme din cauza mea. Eu o să fiu aici, o să te aștept. O să te aștept toată viața, dacă trebuie. Într-un final, dacă nu o să fie de acord, și nu o să înțeleagă că până acum am trăit doar pentru el și că îl iubesc ca pe ochii din cap și nu aș face niciodată rău. Îmi pare rău. Dar e momentul să trăiești și pentru mine. Și merit să fiu fericită. Dacă nu înțelege, de astăzi o să fim doar noi doi. Și poate că timpul ăsta le rezolve cu toate. Ai încredere în tine și ai încredere în noi. Am. Hai. Du-te. Nu știu, o să dau puțin mai în spate, nu vreau să mă vadă cineva. Ok. Să nu plecați, vă rog, că n-ați terminat cursa. Tu ce cauți aici? Am venit să-mi văd copilul. Serios? E copilul tău numai când ai tu chef, nu? N-ai ce căuta în casa noastră. Nu, zău. Auzi, eu sunt mama aici. Ascultă-mă cu atenție, tatăl! Tatăl meu e operat de inimă și n-are nevoie de nicio supărare. Eu n-am nicio treabă. Ascultă-mă! Faptul că tu ai venit aici nu e bine, nici pentru tine, nici pentru el și nici pentru noi. Irina, n-am niciun chef să mă cert cu tine păi acum. Irina, eu am venit doar să-mi văd copilul. Ok, o să plec acum, dar dacă plec, mă ajuți tu să o văd altă dată, nu știu, cumva? Da, ok, te ajut eu, îți promit că te ajut, te caut eu, dar te rog, te implor, pleacă. Îți spun toate astea pentru că eu știu ce înseamnă să-ți pierzi un copil. Când trăia, am ținut-o numai într-o ceartă. Maurică, tu ai pentru ce să trăiești. Stai cu nepotul tău. El o să-ți ducă numele mai departe. Și ce să-i spune nepotului meu, mă? Mă, băiete, tu ai avut un tată care putea să fie bolibașă. Acum putrezește în pământ. Asta să-i spun eu. Spune-și mie, puiu, tati, cum mai stau lucrurile pe aici? Acum bine că ai venit, dar când erai plecat, casa era goală și toate plângeam. De ce, mă? Tu nu știai, voi nu știați că tata Gigi nu se lasă așa ușor. Așa vorbeam și noi, în față. Păi? Da, când intram într-un dormitor... Mă rog, hai să spun ceva foarte important. Felician nu-i bea deloc. Da, deloc. Cine? Felician nu-i bea. Nu mă minți. Nu mă minți. Stă toată ziua și învață. Nu te minți. Felicia? Felicia? Ține. Te iubesc. Și eu. Pisi plângea. Pe pisi nu prea am văzut. Adică, știi, pisi e ca într-un film la care mă uit eu și cu tanti Hermina. Adică se refugiază muncă. Păi de zi ce faci asta, mă? Cred că de durere. Ai dreptate. Unde o fi pisi acum? Pisi unde e? Nu știu. E vine târziu? Da. Nici nu prea mănâncă, se duce direct la ea în cameră.
Vai, săraca pisimă, muncești într-o urmă. Ai dreptate să refugiază în muncă, mă, să facă cearcăle, riduri. Nu vreau, nu vreau, nu o să mai las. Eu, gata. Eu vreau să arate așa cum arăta când am cunoscut-o. Înțeleg. Ce înțelegi tu? Tu știi cum am cunoscut-o azi. Veniți să dea un concurs de secretară. Auzi, ia să fie secretară. Cum am văzut-o, gata. Mi-a răpit inima. Avea o rochie roșie și scurtă. Știi cum? Cam scurtă. Adică prea scurtă. Și făcea gropiță în obraz. Acum faci tu gropiță în obraz. Așa făcea și ea. Dar eu nu sunt blondă. Da, păi, ea e blondă. Se vopsește, mă, și ea. Uite, pentru... Se vopsește, dar... Era așa, când am văzut-o, am simțit că... Gata, ea mea a intrat la mine în birou și am zis, gata, face parte din viața mea. Ea face parte din viața mea, înțelegi? Eu n-ai simțit asta niciodată pentru nimeni. Nici măcar pentru mama mea. Bă, ce mamă îmi lasă pace? Ce să simți pentru mama? O să apar un făt frumos. Unul ca mine, așa, să vezi tu. O să apară și pentru tine și o să simți bine. Dacă nu o să simți tu, o să simtă el. Așa, cel mai bine e dacă simțiți amândoi chestia asta. Mă, că trebuie să ai și tu o rochie mai scurtă, așa, și roșii. Mi-aduci mie o rochie roșie și o scurt, că știu exact până unde să o scurtez. Eu mă pricep. Bine să te pup. Uite, ăsta e numărul meu de telefon. Și vreau să spun ceva. Dacă n-am putut să am grijă de Ionela așa cum ar fi trebuit și cum ar fi meritat și... E pentru că n-am fost lăsată să o fac. Ar trebui să ne mulțumești nouă că am avut grijă de ea. Bănuiesc că, indiferent de cât rău e făcut Ionelei... Probabil că o iubești în felul tău. Normal că o iubesc, sunt mama ei. De asta o să te ajut. Dar te implor, du-te. Da, ok, o să mă duc. Dar să știi că răbdarea mea are limite. Pa. Ceva. Uite, ți-am făcut brânză cu mămăliguță, cum îți place ție. Lasă-mă, fă-mi place, pleacă, fă de acelea, nu-mi trebuie nimic. De ce-mi dați voi? Bă, Gianni, nu-l mai aduce nimeni niciodată. Păi da, bre, da, mai ai copii, uite, mai sunt și eu și medalionul. Medalion? Vrea să mă destrugă definitiv. Vrea să facă nuntă pe mormântul lui Juvaierul nostru. Ce nuntă, mă, Cristofare? Suntem în doliu. Codruț a zis că nu face tâmbălău cu lăutari și berbeși friți. La cât de mare e durerea pe sufletele noastre, ar trebui să fie 7 ani de doliu, mă. Tot l-am iubit pe Gianni, dar trebuie să mergem mai departe. Plus de asta, avem o datorie morală față de Codruț. Nu, mă, medalion, prețugan. Voi l-ați pus în sensoare cu Roza. Să-i cata dracului. Trebuie să fim lângă el. El merită să fie fericit. Aș vrea să pot să fac asta, mă, Cristofare.
Dovă încolo, vă copii, vă puțin. Mâncarea fără sare e ca piftia fără usturoi. Piftia fără usturoi e ca patul fără pernă și patul fără pernă ca bărbatul fără ibovică. Dovă încolo, mă, puțină sare. Ce poate, mă, puțină sare aici. Miruna, mamă, unde ai fost până acum? Să iau o pernă. Nu vezi că scaunul ăsta n-are burete? Așează-te. Mulțumesc, Miruna. Dar nu trebuia să te deranjezi. Lasă, tată, că și tu ai grijă de noi. Cum mi-ai spus? Tată, poate e din obișnuință. Cred că o să spun și eu așa. Da, voi știți că puteți să-mi spuneți Eric, dacă vreți. Dar nu ești de seama noastră. Dar mă, are dreptate, eu așa le-am învățat, mă. Se respectă pe oamenii bătrâni. Bravo, da, Fedor. Da. Și dacă tot te însori cu mami și ne mutăm la tine acasă, mi se pare normal să spunem tată. Ok. Tată? Hai, mă, Irina, mă. Unde umbli? Uite cum te-ai îmbrăcat. Ce ești așa frumoasă? E un eveniment special. Păi, da, mă, puteai să renunți la el, că nu știi ce eveniment ai pierdut aici. Astea două, astea mici, i-au zis lui Eric, tată, pentru prima oară. Auzi? Pot să spun și eu, tată? Sigur că poți, Irina. Numai să nu se supere domnul Dumbravă. Bă, băiatule, tu când ai plecat îmi ziceai tovarășul Dumbravă. Și acum nu poți să-mi zici altfel decât tată socrule. Bine, tată socrule. Așa. Vezi că știi. Vezi că poți. Hai să mâncăm, mă, că nu mai pot. Putem să vorbim? Da, putem. Stai jos și adu un drop de sare. Că vreau... Ce, mă, fată, mă? Atâtea săptămâni am stat singur, am mâncat singur. Acum sunt și o familie, mă. Vreau să ne simțim bine, să mâncăm, să vorbim. Ca o familie adevărată ce suntem. Hai, te rog. Hai, stai jos. Hai. La lucru, copii. Dă-mi și mie un pic de suc. Ia. Ce vrei să spun? Mie lasă că-mi pulvezi. Vrei să spun? Fefe, ești mai aproape. Dă-mi și mie un... Nu-mi vreau. Vreau un piept. Ia. De ce vreau să mă... Da. Eu vin imediat. Hai să... Eu zic să dispari, să-ți iei zborul. Ce vorbești, mă? Adică să fug? Na. Dimpotrivă, o să stau chiar aici, sub ochii lor. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar ți-au făcut dosar. Și? Și ce? Sunt liber? Da, da. Mă, sunt liber? Da, ești liber. Bun. Dar ești sub control judiciar. Și ăștia te urmăresc 24 din 24. N-ai voie să părăsești localitatea, n-ai voie să părăsești țara, n-ai voie să faci nimic. Până la urmă te înfundă. Dacă nu te înfundă ei, te înfundă socrătul, Gigel. Părerea mea scurtă, la obiect și concisă, e să-ți iei zborul, să dispar rapid. Hai să spun un secret. Tocmai el o să mă salveze. Pentru că în situația în care e acum, fără mine e mort, fără mine rămân o legumă. Și fisa. Și divorțul. O să devină o simplă afacere. Fără implicații de-astea, cum să zic, emoționale. Plus că o să facă apoplexie când o să afle că e iar cu țigană. Nu știe? Nu. Dar știi ce repede circulă veștile? Vorba ta, ca circuitul apei în natură. Bravo, fumez. E bun și arestul ăsta la ceva.
Vino până la mine sus, te rog. Prin spate, da. O să poți, mă? Trebuie să poți. Mă, Cristofare, tu țip la mine? Uite că țip! Mă doresc sufletul cum văd așa. Și să-ți mai spun ceva. Se duce căruța de râpă. Am îmbătrânit, mă. Păi dacă e îmbătrânit, lasă pe altcineva în locul tău. Asta e altă discuție. Asta ziceam și eu. Hai să vorbim despre Codruț. Medalion, mă, că-i țigan. Medalion. Fă-i nuntă, fără petrecere, fără lăutari, dar lasă-l să fie fericit. Mă, sufletul meu nu poate să se bucure încă. Mauric, ceatra asta a trecut în ultimul timp numai până necazul. Hai să facem și ceva bun. Toți avem nevoie de asta. Ai dreptate, mă. O să-l las să se însoare. Dar cum îi spun lui Spania? Păi... Chiar n-am avut cum să-i spun. Cel puțin acum nu e momentul. Și... am promis că o să vorbesc cu el, dar trebuie să fie pregătit. Cum să-i dau vestea asta? Așa din senin să-i spun, știi? Nu mai sunt căsătorită cu Luca, am divorțat de el și acum mă gândesc să mă împărit din nou. Ghici cu cine? Surpriză! Cu prietenul tău, Codruț Firar. Dar ți-am spus că înțeleg. Ți-am spus și în mașină. Iartă-mă, eu sunt nervoasă și mă descarc. Nu știu ce iertare. O să așteptăm până va fi momentul potrivit. Cu aia o să-i spunem. Da? Hai. Îl iubesc mult prea mult ca să-i fac asta acum. Ce faceți, măi, copii, mă? Ce e aici, mă? Eu uite ce s-au speriat. Eu, mă, Irina, nu ți-am spus că nu avem secrete, că putem lămuri tot în familie. Toată lumea stă jos, nu mănâncă nimeni, te așteaptă pe tine care, uite, te întâlnești așa, pe ascuns cu cine? Cu doctorul meu, mă? Codruț! Da, bună ziua! Bună ziua, bine ai venit! Nu vrei să cobori jos? Stăm de vorbă civilizat, la masă, mâncăm ceva, nu ți-e foame? Nu, mulțumesc! Păi cum să stai, mă, pitulați aici așa? Ce sunteți copii? Hai, hai, Luca, hai! Hai, te rog frumos, ia-l și hai să mergem să mâncăm. Hai că vorbim la masă, n-avem nimeni de ascuns. Ce... care-i problema? Ce te uiți așa la mine? Știu. Ei, v-am învățat că reacționez dur. Mă, nu e așa, pentru că eu, după ultimele evenimente, m-am schimbat foarte mult. V-am spus, sunt mult mai înțelept, mult mai calm. Dar dacă n-ai de ce să te speri, hai să mâncăm. Ca tașcă la băcanița spătarului, cum am eu vorbă. Cu câți ham-ham. Irina, hai condut. Hai. Hai că vin după voi. Așa.